Bună seara și bine v-am regăsit! Competiția băieților intră într-o nouă etapă. Cei 7 ajunși la București au intrat într-un cantonament care are o miză foarte mare, participarea în finala de săptămâna viitoare. Să vedem cum se descurcă! Șapte flăcăi de la țară, toți unul și unul, au fost aleși după sprânceană de 7 vedete în tot atâtea părți ale țării. Acum băieții de la țară au venit să cucerească Bucureștiul, iar Andreea Raicu are misiunea să-i întâmpine așa cum se cuvine. Bună dimineața, bine ai venit, eu sunt Andreea. Bine v-am găsit, eu nu sunt Tomșa. Eu sunt Casia. Pare bine, bine ai venit. Bine, eu sunt Andreea. Eu sunt Andreea. Daniel. Bine ai venit, Victor. Mulțumesc foarte mult, sunt foarte frumoase. Eu sunt Andreea. Ionuț. Da. Mițe. Dragomir. Gata? Ne-am adunat cu toții? V-ați cunoscut, acum mergem la casă. Bine ați venit în casa în care veți locui pentru următoarele de 2 săptămâni. Prima va fi o săptămână mai grea, poate, pentru că va trebui să treceți de probele date de vedetele care v-au ales și spun grea pentru că nu va fi ca o vacanță. Vor fi probe în urma cărora veți primi puncte. Prima săptămână, deci, va fi pentru probe, iar cea de-a doua va fi dedicată pregătirii marii finale. Cred că o să și muncim, o să ne și distrăm. Va fi o luptă strânsă. Oricum, n-am interes să mă fac de rușine. Este o competiție și trebuie să fiu pregătit în primul rând să pierd. Cred că o să reprezint Armenișul și Banatul cu încredere. Pentru asta am și intrat în acest joc cu scopul de a câștiga concursul. Nu, cred că o să fiu mai bun ca mine, adică nu am bătut atâta drum degeaba, i-am venit aici să câștig. Bun, normal, eu aș vrea să câștig, da? Asta rămâne de văzut. Prima problemă apărută. Doi concurenți cu același nume. Un Ionuț din Rozavlea și încă unul din Vulcana Băi. Ca să-i diferențieze, băieții au decis să-i spună celui din urmă după poreclă. Nervosul! Cei 7 concurenți vor fi trecuți prin probe și evaluați chiar de vedetele care i-au ales în satele lor. Fiecare vedetă le va acorda puncte de la 1 la 6, iar la finalul cantonamentului, flăcăii de pe ultimele două locuri vor fi trimiși la baraj. Doar unul dintre ei va putea să fie salvat de telespectatorii Prima TV și își va continua drumul spre marea finală de luna viitoare. Băieții trebuie să ia în serios probele vedetelor și să se lupte pentru fiecare punct pus în joc. Lucru destul de complicat, având în vedere că probele sunt noi și foarte neobișnuite pentru ei. Cornel Păsat va proba dacă flăcăii au mușchi de oțel într-o sală de forță. Elena Gheorghe îi va controla la voce într-o seară de karaoke. Anca Turcașiu îi va provoca să o cucerească într-o probă de poveste. Aurelian Felișan le va fi profesor și examinator la stil vestimentar. Crina Matei le va testa adrenalina într-o probă de viteză. Celia îi va trimite la cratiță la zvârlit clătite, pe care să le vândă apoi bucureștenilor. Iar în final, Xonia le va proba fotogenia într-o sesiune foto cu tematică proletară. Primul drum al băieților de la țară, la sala de forță, unde li se va face o evaluare și li se va prescrie un program de antrenament, dar și unul alimentar.
După ce au fost evaluați, concurenții s-au conformat și au urmat sfaturile nutriționistului și antrenorului de fitness. După câteva zile de antrenament, a venit vremea să facă și performanță. Evaluarea a fost floare la ureche. Greul abia acum vine și îl cheamă Cornel Păsat, vedeta care va deschide seria probelor pentru cei 7 voinici. Domnilor, astăzi nu va fi o zi obișnuită. Vom încerca să aflăm care este mai puternic dintre voi. Așa că, până mă schimb eu, vreau să vă încălziți bine, pentru că o să vă testăm limitele. Da? Da. La treabă. Am vrut să le testez capacitățile lor de anduranță și de forță. Suntem la 72 de kilograme. Acum poți să te legi, că s-ar putea să te ridice de pe scaun. Da? Ajută-mă, da. Eu sunt. Și una, și două, și trei, patru, cinci, șase, șapte, calm, opt, nouă, zece. Hai că pur. În mod normal nu trebuia să faceți 14, hai. Stop, s-a tăiat. Bravo, bravo. Era, greutatea era mai mare decât kilogramele mele, mă trăgeau în sus. Dacă nu mă legau bine, eram în tavan, cred că mă aruncau. 19! 20! Dacă bine, hai! 26! 27! Asta e, că trebuie să nu mai pot fi considerat. 28! Bine! 29! Hai! Bravo, Ionuț! Proba a fost pe placul meu. Că la asta m-am descurcat cel mai bine. 29, 30. Am înțeles că tu ești operat de apendicită, nu? Ideea e să nu te accidentezi, da? Nu crezi că poți, nu e țeins, nu e niciun fel de nenorocire dacă cumva la proba asta o să pierzi. Poți să recuperezi la celelalte probe, da? Aici se testează anduranța voastră, deci care face mai multe repetări, cu greutate medie sau mică, na. Asta, hai. 1, 2, 3 și oba! Oh, gata, e clar. E grea, e. E clar, e grea. E grea. E grea, hai, măcar două, bă, hai. Nu știu, că am avut febră musculară și azi nu m-am descurcat deloc bine. Hai, Casiane, hai. Haide, una. Bine, ai scăpat de descalificare. Două. Gata. Gata. Dacă nu era cu operația, încercam și eu să fac ceva mai mult, da? M-am limitat, n-am vrut să risc ceva. Una. Haide, haide. Unde, mă? Trei. Patru. Hai, hai. Cinci. Șase. Și nouă. Atât. Ce? 25. Bravo, băi. Bravo, bravo. 26. Mi-a plăcut foarte tare de Victor. Se vede clar că băiatul ăsta lucrează, are respect pentru corpul lui, știe câte ceva despre culturism. 31, 32, 32. Bravo, bravo. Vreau să-i pun și la nivelul de forță, să vedem care este practic cel mai puternic dintre ei. Ok, și o să începem de la minimul de greutate la acest aparat, este de 33. Dacă nu poți la 33, nu mergi mai departe, clar.
nu prea a mers bine pe nicăieri. Hai! Nu așa, nu e bine. E prea mare greutate. Am zis că asta și testăm acum, vârful, da? Ia uite. Scoate-vă să vă dă trei. Una, două, trei. Uite-mă că a făcut ăsta, mic. Bine. Patru, gata, atât, nu te forța mai mult, pentru că testăm doar vârful. Toată lumea zice, a, sunteți băieți de la țară, voi sunteți învățați cu munca, într-adevăr. Este muncă grea, dar e cu pauză. Nu te pune nimeni să ridici trei saci de ciment odată în mână și să-i care în spate sau un butoi de apă să te duci să-l dai la vacă. Te duci, iei o găleată de 20 de kilograme, o dai, aștepți, bea, te odihnești, iar te duci, iar mai duci. Să duc voceți acasă și o să spuneți, ne-a pus nebunul ăla de cornel să tragem cu 100 de kilograme. Acum mă joc cu porcul, iau într-o mână. Zi! Una! Două, închide unghiul! 3. Deschide-l un pic, că stai acolo cu el, doar te balancezi. 3. Ai tras mai mult pe dreapta. 1, 2, 3 și... Cealaltă e siguranță. Am fost tare asta. Mi-au plăcut foarte tare la sală pentru că au fost competitivi, adică nu s-au dat în spate de la nimic, făcând o mică excepție în privința lui Casian, care într-adevăr a suferit o operație și probabil că a scârțit un pic și ne-a fost și nouă frică să împingem lucrurile mai departe ca să nu se accidenteze. Băieții sunt terminați, însă Cornel Păsat n-a terminat cu ei pe ziua de azi. El vrea să le dea o șansă și celor care nu fac sport de performanță, așa că le-a mai pregătit o surpriză, la fel de chinuitoare. Atenție mare! Vorbim de echilibru. Echilibru și rezistență. Da? În spatele vostru sunt niște cărămizi, da? O să vă pun așa în linie, când spun eu start, fiecare aleargă la cărămidă, vă alegeți câte o cărămidă. Acum, vă veți urca toți pe cărămizi. Întindeți mâinile lateral, la nivelul umerilor. Atențiune! Când dau eu start, ridicați piciorul care vreți voi, stângul sau dreptul, da? Nu aveți voie să schimbați piciorul, nu aveți voie să atingeți, nu aveți voie să vă atingeți partenerul. Start! Depărtați picioarele ca lumea, sunt prea apropiate. Toată lumea depărta piciorul. Opa! Ce s-a întâmplat, Victor? Ai plecat greșit? Da. Ia vezi cum stabilești tu un record ăsta, care a stat cel mai puțin. A fost greu, că am tras la sală și apoi ne era greu să ținem mâinile ridicate. Dacă era numai să stăm într-un picior, stăteam câteva ore. Asta e tehnica Aurel Vlaicu sau Harry Coandă? Harry Coandă. Harry Coandă? Casian e stană de piatră. Tu ce faci acolo? Ești cocor? Cu flăvându. Cum? Un concurent jos. Nu mi-am așezat cărămida și în momentul în care m-am urcat pe ea, s-a dezechilibrat și am căzut. Și asta a fost. Eu nu ți-a scăpat. Cine mai vrea la umbră? Opa! Ce se întâmplă, Edi? Bate vântul. Bate vântul? Mamă, păi tu la 80 de kilograme, ia uite, trăiam voia, intră în picaj. Ia uite. Cine mai dă semne de oboseală? Nervosul e nervos, a strâns pumnii, zici că e răstignit acolo. Tu ce faci, conduci? Te uiți unde să aterizezi? N-ai găsit că un loc bun? Daniel. Și rezistați bine. Numai voi are ceva probleme. Daniel, ce ai pățit? Niște turbulențe. Niște turbulențe, a? Încercam să-mi relaxez mușchii, mă durea foarte tare spatele de la exercițiile fizice făcute la sală. Și piciorul ăsta, chiar nu mai știam cum să-l țin. Ce, Victor, ai probleme? Nu, mai gata. Nu mai gata, te-a trecut?
Da. Nervosul nervos acolo și a găsit un punct fix, privește numai în el, nu vorbește cu nimeni, nu-l interesează nimic. Mă concentrez. Hopa, ia uite, a început să facă, faci gambe? Uite, gambe nu Vanda, v-am dat. Hop, 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 a căzut! Ai 6:20, 6:19. Pe picior puteam să mai stau, nu mi-am morțit, nu mă durea, m-am dezechilibrat. Ce faci, Daniel? Coboram trenul de aterizare. Coborai trenul de... te pregătești? Aaa, Daniel cedează. 8:12. Gata, Victor. A fost foarte grea, nu am echilibru necesar ca să stau atâta și mi-a obosit foarte tare mâinile. Cocktailul ăsta te-a nenorocit, ia uite, e brumat tot. Oh. Nu ești nervos, ești nervos? Nu, sunt relaxat. Dacă ești relaxat? Dacă sunt nervos, nu fac nimic. Hopa! Ți-ai intrat transpirația în ochi, de-aia mai stat? Mamă, sărac. Nu mai simțeam mâinile deloc. Ăștia au niște bări imaginare, voi nu v-ați prins. Să țin de ele. S-au mers mult cu trolebuzul. E bine, dar nu știu dacă e de acord cu tine, Casian. Ia uite, pendulează. Și cedează, Casian! Da, am ieșit pe locul 2 și... îi mulțumesc la Dumnezeu că mă duc și am spus o rugăciune scurtă. Să Doamne ajută-mă să nu cad primul, măcar atât. Mai stau? Gata, ai câștigat, poți să te dai jos cu 14:45. Casiane pe locul 2. Mi-a plăcut foarte tare nervosul. A fost bărbat, băiat adevărat de la țară, a luptat și, din punctul meu de vedere, el a câștigat aceste două probe. Câștigător! Nervosul! Sper să vă ajute punctele astea. Și noi. Și noi. Și bravo, pentru ziua de azi a fost super ok. O zi în care băieții de la țară și-au încercat limitele și au demonstrat cât de puternici sunt. E timpul să se relaxeze, pentru că nu se știe ce probe le rezervă ziua de mâine. După ce și-au arătat mușchii în prima probă, cei 7 flăcăi de la țară trebuie să-și dovedească și stilul vestimentar. Aurelian Temișan le pregătește concurenților prima probă urbană și le face cunoștință cu cea mai potrivită persoană când vine vorba de styling masculin. În sfârșit i-am văzut și eu pe toți. Față în față am dat noroc cu ei. Am adunat, să zic așa, toată țara într-un singur magazin, la Dina Buzar. O probă deloc ușoară, pentru că vorbim de 7 băieți care vin din zone diferite și care cu siguranță n-au mai avut ocazia să mai calce într-un astfel de magazin. Adina vă va arăta locul de unde voi fiecare, o să împărțim 7 inși în două echipe, 3 cu 4. Fiecare echipă va avea 10 minute la dispoziție să-și aleagă... cu ce mă îmbrăcăm? Casual? Mă gândeam la un casual elegant. Hai să le explic. Asta ce înseamnă? Este o ținută mai elegantă decât sunteți astăzi, pentru că astăzi sunteți îmbrăcați în sport casual de stradă, e normal, nu? Însă asta este o ținută potrivită petrecerii unui prieten, face undeva la o terasă lejeră, dar totuși trebuie să fiți un pic mai eleganți. Vă urez succes, casual elegant. Mulțumim. Vă căutați măsurile, nu o să vă ajutăm cu nimic, nici eu, nici oamenii mei. Deci o să fiți voi cu după voi. După ce veniți cu ce v-ați ales, vă veți îmbrăca cu ele și ne vom vedea, vom analiza și vom da note. 5, 4, 3, 2, 1, a venit revelionul. Greu. Greu mi s-a părut să aleg hainele într-o ordine în care să nu mă dezavantajez. Păi, e prima oară când aud de stilul ăsta, casual elegant. Casual am știut, dar casual elegant, frate, ce e? Mi-am dat seama cam ce anume trebuie să îmbrăcăm și să căutăm.
Daniel, nu este o ținută urâtă. Ideea e înțeles-o și mă bucur, deși este ok, îmi place sacoul, dar nu cam așa aceasta. Deci, deja ai pus carourile, pui și sacoul din jersey care e un pic mai lejer decât un sacou normal? Nu. Putea fi o cămașă albă simplă și scăpai ușor. Mie îmi place foarte mult cum am asortat, deși impresiile au fost care au fost, mie mi-a plăcut foarte mult. Ador pantofii. Bravo ție, mi-a plăcut alegerea pantofilor, ai mulțumesc. Un plus! Casian, din nou un blazer, de data aceasta cu nasturi aurii. Îmi plac foarte mult jeansii. La genul acesta de ținut ar fi fost o cămașă mai simplă, mai elegantă puțin. Este mult prea casual. Jeansii îmi plac, pantofii îmi plac, bravo! Uite, avem variante diferite, bravo vouă! Sacoul îmi place, n-are ce căuta cămașa acolo. Nu este potrivită, din nou, este o cămașă de plajă. Dacă petreceai pe malul mării? Superb! Atunci aș fi aplaudat și aș fi spus nota 20. Ionuț, hai să spun ceva. Întotdeauna, când te prezinți undeva, fie că este, uite, așa, văd eu și acum vă jurizăm, fie că ești în fața unor persoane și mai ales când ești în fața unor doamne și a domnilor, dar unor doamne, închizi primul nasture. Ținuta îmi place, ai avut curaj cu acei pantofi, sunt retro, foarte interesanți și nu ușor de purtat. Bravo! Eu zic că am reușit să asortez destul de bine articolele. E foarte simplu să, de la ceva asortat, să ajungi la un personaj de circ. Mihai, îmi place ținuta, însă nu-mi place pe tricou. Aș fi preferat-o cu o cămașă. În contextul respectiv, ținuta trebuie să fie un pic mai elegantă de atât. O cămașă uni. O cămașă uni, orice cămașă uni. M-am îmbrăcat așa cum m-am simțit eu, că e bine. Cred că mai bine stătea cum am venit de acasă îmbrăcat. Edi, pantofii e ales pe cei cu aromă plăcută de la, mă rog, sunt din plastic, da? Niște pantofi nu din plastic, sunt din silicon. De fapt, e o inovație absolută și îmi place lucrul acesta. Ei sunt foarte deschiși. Toți au ales piese nu atât de comune. Mă așteptam, sincer, să fie un pic mai, să aleagă lucruri mai... E diferență între cum a venit și cum e acum. Este foarte mare diferența. Nu e neapărat tăietura ta, vorbesc de sacou, este un pic prea slim în zona umerilor. Tu ai nevoie de ceva care îți dă mai mult spațiu în zona umerilor și e mai fix pe talie ca să te contureze bine. Niciodată nu scoți gulerul cămășii așa. Este foarte urât. Este așa, un iz demodat, dacă vrei, 75, dacă vrei. În general, evitați să puneți la vedere accesorii de genul acestuia. Știu că Beckham a purtat cu succes. Știu că sunt mulți bărbați care poartă, dar e riscant. Nu preluați genul ăsta. Arată bine. Aș vrea să spun, dar nu vreau să spun ritmurile orientale acelea, pentru că o să zică lumea că am ceva cu muzica respectivă. Și vă spun ceva, nu e elegant la o astfel de ținută să deschizi mai mult nasturi, mai mulți nasturi, când pui sacou deasupra. Dacă purtai cămașa simplă, cu jeans, suflecai mâneca, lăsai un pic mai deschis, arătai foarte bine, dar cu sacoul deasupra strici toată ținuta. Nu pot să zic că am făcut așa mare greșeală, zic că m-am îmbrăcat destul de bine, de... A fost pe cerință. Îmi place sacoul, însă e foarte frumos. Îl avantajează. Îl avantajează. Îl avantajează că e băiat frumos. Știu că e băiat frumos, dar trebuia să subliniez asta foarte pentru că era bine, păcat. Foarte bine. Da? Da. Bravo, oricum sunteți, vă spun sincer, mult mai bine decât m-am așteptat. Pe mine m-a avantajat faptul că v-ați ales singuri îmbrăcămintea și că n-ați cerut ajutorul, deși erau oameni care v-au stat la dispoziție. M-a avantajat pentru că s-a văzut într-un fel, într-un timp foarte scurt, gusturile pe care le aveți. Dar să știți că v-ați prezentat, spun din nou, mai bine decât mă așteptam. Bravo vouă!
Eu cred că băieții au trecut un pas foarte important. Îi felicit și le urez ca dacă mai au probe de trecut să fie atenți la amănunte, pentru că amănuntele fac totul. Dacă aș avea banii necesari, mi-aș pierde o zi fără nicio problemă prin magazine. Să mă asortez așa cum îmi place mie. O să fiu mult mai atent la ce o să îmi cumpăr de acum înainte, că fac comparație între ce știam eu înainte și ce mi-a zis ea și e mare diferență. Nu avem de unde să știm, la țară nu sunt designer. Acum că au trecut de primele două probe ale cantonamentului, este timpul ca băieții de la țară să se retragă la bază, să se recupereze. Fiecare așa cum știe, jucând table, răsfoind o carte sau pur și simplu uitându-se la televizor. Gândul fiecăruia este însă la competiție, la câte puncte vor fi primit din partea vedetelor și, mai ales, la ce strategie să-și facă pentru mai departe. Întrebările care îi macină pe toți sunt însă ce probă urmează și care va fi vedeta care îi va scoate la lecție. Vor afla abia mâine dimineață. Dis de dimineață, cei șapte feți frumoși de la țară trebuie să intre cu adevărat într-o poveste de vis. Pentru fiecare au fost pregătite costumații de prinț de basm, iar undeva îi așteaptă o prințesă vedetă, dornică să fie cucerită și să-i vadă pe voinici luptându-se pentru punctele ei. Bună ziua! Bună ziua! Ne-am întâlnit astăzi aici cu un scop foarte important. Aveți de muncit serios, pentru că trebuie să mă cuceriți. Să rămân impresionată de gesturile voastre, de vorbele voastre, de atitudinea voastră și am să vă testez pe fiecare dintre voi, pe rând. Și aveți grijă, pentru că eu sunt foarte dură și foarte greu mă cucerește cineva. Hai! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua, domnițe! Bună ziua! Ce mai faceți? Domnițe! Bună, frumoasă! Ah, oh, bună! Mi s-a făcut puțin rău! Mă hrănesc! Da, mi-e foarte foame! Se putea tu să mă servești? Dacă doriți! Cum sunt? Ești curat pe mâini? Da, foarte curat. Permite-mi să mă prezint. Victor Gancea mă numesc. Scumpă și frumoasă doamnă, te rog să primești această floare ca semn al prețuirii mele. Dar, din păcate, a pălit în fața frumuseții. Deja m-am pierdut. Te-ai pierdut? Nu, te afli în livada mea. Buongiorno, principessa. Iartă-mi închinarea de mă înfățișalci în fața ta, dar dorința arzătoare de 3 zile încoace, inima nu mai poate. Bate în durere, strigă în tăcere după ta privire plină de iubire. Respira adânc și pe expirație vreau vorbe. Ești ca o crăiasă, mândră cenușăreasă, alba ca zăpada ar fi invidioasă. Nu e greu să vorbesc, nu am vorbele la mine. Ai părul ca mătasea, privirea încântătoare. Ești a mea prințesă, cea ca o privighetoare. Aș vrea să-ți scoți masca, să-ți văd mai bine ochii. E mai bine? E mai bine, da. Continuă. Cer scuze. M-a emoționat frumusețea dumneavoastră. E tare greu. Ți-e greu? Da. N-ai mai cucerit niciodată vreo fată? Nu, așa. Impresionează-mă. De ce stați aici singurică? Nu vă e frică să fiți răpită? Nu, așteptam un... prinț. Nu vrei să ieșim la o plimbare? Putem să facem o plimbare, sigur că da.
Ajută-mă să mă ridic, nu pot. Aștepta să fii scurtată în speranța unei, unei viitoare căsătorii. Absolut. Ce avere ai? Apoi... 12 cari cu boi. Și? Sunt mulți pretendenți. Sunt foarte mulți, da. Uitați, sunt sigur la părinți. Avere cât am. E acolo. Mai am un mic conac și câteva căsuțe. Și cu asta crezi că mă cucerești, cu bogăția ta? Poate reușesc să vă cuceresc un dans. Sigur că da. Așa mă ții? Suntem cu mâinile în sus, așa? Cum ar trebui să mă ții în brațe? Dacă doriți să ieșiți cu mine. Unde să ieșim? Diseară la bal? Sigur, mi-ar face mare plăcere. Cu căleașcă la o plimbare. Cu căleașcă? Da. La ce oră? La ora 7, bine? De vorbit, nu vorbești nimic cu mine? Ești foarte frumoasă. Mulțumesc. Avem niște ochi superbi. Arătați foarte bine. Pălesc în fața frumuseții dumneavoastră. Ce pălesc? Pălesc eu. Tu pălești? Da. Să nu leșini. Nu leșini, nu leșini. S-a terminat muzica. Continui să cânti în gând, muzica s-a terminat. Nici nu mai avem nevoie de muzică. Într-adevăr. Deja sufletul meu e într-o muzică continuă de când m-am întâlnit. Domniță, ce ai pățit? Domniță! Domniță! Poate așa o să te trezesc. Într-adevăr, iar mi s-a făcut rău. Mie, e foarte cald aici. Dă-mi voie să te ajut. Puțin aer. Ca să mă odihnesc, ce ai putea să faci? Păi unde? Am putea să mergem undeva să stăm jos. Știu eu. Putem să ne întindem pe pajiște amândoi. Să vă pup? Nu știu, pot să mă și pup. Nu v-a relaxat? Foarte puțin. M-aș întinde puțin. Hai să te ajut. O să vă ia ține în brațe? Poți? Vreau să vă spun un monolog în franceză? Sigur că da. A, la petit fripui! Va, se la că tu te donc si bien caché. Allez, viens dire bonjour à tu vieux para. Ai putea să-mi și cânti ceva ca să mă impresionezi? Nu. Bună ziua, iubito, te aștept ca și când numai dragostea noastră ar fi pe pământ. Tristă-i viața fără tine, totul e așa pustii. Nu mai am poftă de viață, cu tine aș vrea să fi. Mai presus. Mai presus de iubire este dragostea noastră. Vocea mea... Am pierdut-o. Ai pierdut-o. Aș putea să vă recit ceva. Bineînțeles, aștept.
A fost odată ca în povești, a fost ca niciodată, milu de mari împărătești, o prea frumoasă fată. Și era una la părinți și mândră în toate cele, cum e fecioara între sfinți și luna între stele. O, rămâi, rămâi la mine, te iubesc atât de mult, ale tale doruri toate, numai eu pot să le ascult. Ce frumos aveți! Și ce zâmbet frumos! Vrei să-ți dau numărul meu de telefon? Nu. Sper că am rămas valabilă invitația la bal. Te aștept. Bine, abia aștept să ne revedem. Te poți retrage. Mi-a părut bine. Vă mulțumesc și mie, părut. Nervosul a fost mult mai emoționat decât mi-aș fi imaginat vreodată că poate fi vreun băiat. N-am crezut așa ceva. A fost pierdut de-a dreptul și pot să spun că a fost chiar și comic înspre finalul probei. Wow! Wow! Nu mă așteptam! Și trecerea foarte bruscă de la un concurent la altul, de la emoția până spre leșin, către o asemenea poezie și improvizație. Excelent, Daniel! Bine, Eduard! Îți mulțumesc foarte mult! Îți doresc succes în continuare! Mulțumesc! Să răspund! Eduard a fost mai emoționat decât m-aș fi așteptat, cu toate că mă cunoștea, dar cred că am fost și eu puțin cam dură cu el. La revedere! La revedere! Da, foarte drăguț! S-a descurcat foarte bine. Chiar dacă a avut emoții mari, a reușit să și le stăpânească și până la urmă chiar a fost ok. Sărăt mâinile. Ne vedem diseară. Da. Foarte emoționat. Foarte emoționat. Dar a avut vorbe și s-a descurcat într-un final. Dă-mi voie să-ți spun că aș mai fi dansat cu tine încă o zi și o noapte, dar nu pot. Cu sinceritate zic că mi-s papucii cam mari. Și sincer chiar nu pot. La revedere! La revedere! Foarte bun băiatul! Cel mai mult mi-a plăcut dintre toți de până acum. Îmi acordați plăcerea să vă sărut. Te rog! Mi s-a părut foarte bine că s-a descurcat. Bravo lui! Nu știu, va fi foarte greu să jurizez astăzi. Se pare că a fost o probă mult mai intensă și mai specială decât ne-am așteptat. V-am punctat pe fiecare dintre voi la nivelul la care m-ați impresionat. Unii mai mult, unii mai puțin. O să zic că m-am descurcat destul de bine, nu a fost așa jalnic. Nu prea m-am descurcat. Am fost emotiv și n-am avut cuvinte la mine. Păi nu știu, nu sunt obișnuit să-mi exprim dragostea în fața camerelor. Te blochezi în momentul în care vezi că sunt ochii priviți, adică ești privit în timp ce încerci să cucerești pe cineva, te emoționezi. Cel mai greu pentru mine la proba asta a fost m-am dat drum, așa e întotdeauna cu mine, așa se ori. Pentru flăcăii de la țară urmează o nouă întâlnire cu o vedetă. Nu este vorba de o probă, ci de o vizită surpriză a Andrei Raicu, care vrea doar să-i descoase puțin. Bună seara! Bună! Ce faceți? Bună seara! Intrați un pic în casă? Da, da, da. Vă jucați fotbal? Da. V-am adus niște torte înghețată. Și șampanie. Sunteți veseli? Ne-am acomodat cu casă. Chiar cum a fost toată săptămâna asta? Frumos. Foarte bine. Bun. Asta este 1, 2, 3, 4, 5... Nu mai lipsește cineva? Nu mai lipsește un băiat? Mai lipsește cineva. Și unde? Daniel.
A, deci o problemă cu Daniel, văd că s-a mai întâmplat ceva, nu? Vreau să știu, deci v-ați certat vreun pic sau nu? V-ați tachinat vreun pic? Nu. Andreea Raicu a deschis cutia Pandorei. De când au venit în București, băieții au legat prietenii, ba chiar s-au format și bisericuțe. Un grup al sportivilor, Victor, Edi și Mihai, și altul format din Ionuț, Daniel și Casian. Singurul care nu s-a afiliat la vreo gașcă, însă se înțelege bine cu toți băieții, e Nervosul. La polul opus sunt Daniel și Edi, care au întotdeauna ceva de împărțit. Nu mă enervează niciunul. Pe cuvânt vă spun din suflet, nu mă enervează niciunul. Sunt persoane care mă enervează, dar încerc să fac ceea ce m-am propus să fac de casă și ceea ce mi-a spus și mama mea, mai bine pleci capul și mergi mai departe. E foarte sufletist băiatul ăsta și cam profită unii de slăbiciunea asta lui. Mihai și cu Edi. Glumesc prostește și asta e o chestie care supără. La început, într-adevăr, au fost niște discuții, niște povești, niște înflorituri de ale lui. Să vă spun o minciună de-a lui. Păi ne-a spus că, a, fratele meu, da, tu ești de la Timișoara. Păi, toate fetele din Timișoara sunt motocicliste. Păi ce spui așa? Păi m-am plimbat cu una. Așa tare a accelerat-o, de s-a întors motocicleta și m-a înjurit pantaloni la spate. Păi cum să minți așa în halul ăsta? Până acum am avut probleme cu Eduard. E cocalar, e miștocar, cum ar fi, și exagerează și își permite, uneori e chiar nesimțit. Sunt trei băieți care se înțeleg mai bine, ei tot timpul au ceva de vorbit, adică tot timpul găsesc un subiect din orice, Victor, Mihai și Edi. Mai dacă suntem în grup, vorbim toți. Cu punctele, cum stăm? Ne-am descurcat bine. Toți. Da, știți că la sfârșitul săptămânii, ultimii doi din clasament intră la baraj. Și din păcate, la începutul finalei, unul pleacă acasă. Asta așa să vă mai aduc cu picioarele pe pământ. Suntem conștienți. Bine, atunci vă las să mâncați tortul ca să nu se topească. Să beți șampania fără alcool. Cea specială pentru cantonament. Era mic când doresc să beau șampania. Și ne vedem curând și baftă! Mulțumim. Hai, pa! Și mai multă încredere în voi! Pa! O nouă zi în cantonamentul de la București. Băieții trebuie să repornească motoarele și să ia viteză. Într-o nouă probă de karting cu Crina Matei în pole position. V-am pregătit o probă specific bărbătească. Să vă pun la încercare calitățile. Vă plac mașinile? Da. Ați mai mers cu kartul? Nu. Cine a mers de aici cu kartul? Eu am mai mers. Cine are carnet de conducere? Bun. Cine nu vrea să participe la proba asta? Ăla eu. Bun. Prinde. Ești primul? Nu, pe tine n-am voie să te punctez. Așadar, am să punctez în funcție de numărul de ture pe care o să-l faceți în 10 minute și felul în care veți fi capabili să mânuiți kartul. Întrebări? Nu. Nu trebuie să accelereze în curbă, trebuie să frâneze înainte de a intra în curbă, trebuie să aibă grijă să nu iasă de pe pistă, în decor, nu trebuie să-și accidenteze coechipierii și spiritul de competiție trebuie să se manifeste și prin viteză, dar și prin atenția pe care trebuie să o aibă față de ceilalți.
pe locul 7, adică pe ultimul loc, a fost Casian. Casian, cu toate că a ieșit pe ultimul loc, a avut un comportament constant și foarte prudent. Și mi-a plăcut lucrul ăsta și am apreciat în evaluarea pe care am făcut-o. Mi-am întipărit în cap, decât să, Doamne ferești, pățești ceva, mai bine un pic mai încet. Victor. Reze. Ai ieșit pe locul 6. Ai condus constant, dar ai avut o viteză mai mică. Bă, nu m-am prea descurcat, nu știu de ce, m-am învârtit de vreo 2 ori. Nu știu care a fost motivul. Eduard. Aici. Ai condus foarte agresiv. Ai ieșit pe locul 5, dar ai fost foarte agresiv. Ai ceva personal cu cineva? Nu. Vrei să te bați cu cineva? Nu. Acesta este stilul meu de condus, mai agresiv, mai... Nervosul. Ai ieșit din decor. E adevărat? Da. De ce? Ai pierdut controlul volanului. Da. Am început să depășesc și să mă plasez pe un loc bunice. Daniel. Aici. Daniel, nu ai excelat în evoluție, dar ai avut un stil bun de a conduce. Am condus corect, am ținut cont de reguli. Daniel este urmat pe locul 2 de Ionuț, care însă a condus extrem de agresiv, a ieșit în decor și pe cine ai lovit? Hai mă, că nu, că tu m-ai lovit pe mine, mă. Eu pe el l-am lovit, pe Daniel. Nu, pe el l-am lovit, tu m-ai lovit pe mine. I-am lovit pe ceilalți pentru că frânau foarte mult în fața mea. Trebuia să aibă niște semne cu frânez fără motiv. Ceva de genul. Și era inevitabil la viteză, tot frânează, da. Și cu coroniță, pe pistă, este Severineanu Mihai, care a avut ghinionul ăsta să mă aibă pe mine. Aici și din această cauză, el câștigă competiția, dar eu nu am voie să-l punctez. Mulțumesc. Vă doresc o zi bună în continuare și să fiți buni! După o probă plină de adrenalină, băieții merg într-un club să se destindă. Așa cred ei, pentru că acolo îi așteaptă o nouă probă cu o altă vedetă. Tot ce știam era că o să luăm o cină liniștită. Nu știam cine așteaptă. Elena Gheorghe și-a pus în gând să le testeze băieților urechea muzicală, vocea, dar și spontaneitatea, dezinvoltura și pofta de viață. N-ați mai fost niciodată. E pentru prima oară. Sunteți emoționați? Mă interesează foarte mult să fiți spontani, să fiți originali. Dacă simțiți nevoia să dansați, chiar m-aș bucura tare mult să faceți acest lucru. Suntem la o probă de karaoke, e o chestie relaxată și vreau să vă simțiți și voi la fel de relaxați, cum e proba asta, da? De cântat am mai cântat, trebuie să fac karaoke. Ceva inedit, ceva nou. Hey girl, is he everything you wanted in a man? You know I give you the world. You had me in the palm of your hand. A fost pentru prima dată în viața mea când am cântat la un microfon, live. Dar na, zic, m-am descurcat, așa. M-am putut eu. Goes around, goes around, the way you back around. Goes around, goes around, goes around, comes all the when we run. Ce ziceți de Victor? S-a descurcat bine. Eu am avut impresia că el cântă altă piesă, sinceră să fiu. Eu știu piesa asta. Și mă întrebam, oare fi piesa asta pe care o știu? Vreau, pentru că tot ați șușotit până acum, v-ați dat coate, ai auzit cum a cântat, cum a ateres. Ia să vedem noi cum cântă Mihai. When marimba start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, show me more. Vă promit că o să învăț, dar la probă nu m-am descurcat. Like a flower bent to the breeze, bend with me so it whiz. And when we dance you have a wit, stay with me, stay with me.
Dumnezeule, Michael Buble cred că ar fi invidios pe tine, pe cuvânt. Și-ar da demisia dacă te-ar auzi cântând pe tine. Da, ce să-ți spun? Acest way m-a făcut knockout. Sunt prea curioasă să văd ce mă așteaptă în continuare, să văd cine știe să cânte, să fiu așa uimită de cineva. Don't let the world in outside, don't let the moment go by. Nothing can stop us tonight. Bailamos, let the rhythm take you over, bailamos. Te quiero, amor mio, bailamos. Mi-a plăcut Ionuț. Ionuț a fost spontan, a fost relaxat. Ionuț, ai răgușit! Da. Nu mi-era pregătită voce. Ai uitat să faci vocalizele pentru început. Da. Am văzut, la un moment dat ai și dansat. Mă așteptam să faci o piruetă, dar n-ai făcut-o. Fiind emotiv, nu puteam să mă stăpânesc și nu. N-am mers pur și simplu. Adidas de bido, zici de zile ai mor, sinine zile, sinine vos, ia zile, 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 adios de bido, adios de bido. Ionuț, te așteptai să ai atâta succes? Mi corazón aplastado, herido y abradonado. A ver, tú sabes, dime mi amor, cuánto amor. Y qué dolor nos puedo. Eu mi-aș da 10, dar nu sunt eu în măsură să apreciez. Ai, 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 corazón espinado. Ce să-ți spun, avantajul tău a fost că a cântat foarte mult Santana pe piesa asta. A cântat la chitară o grămadă. M-a acoperit. Te-a acoperit. Nu ești fan, nu? Nu. Dacă ai fi fost, cu siguranță ai fi putut mai mult. Listen to the music on the moment people dance and sing. We are just the one big family. And it's your God forsaken right to be loved. Love, 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 love. Casian a reușit să cânte mai mult decât toți. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait, I sure. Bravo, Casian, bravo, bravo. Put your hands in the air. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. Cause I get too much life running through my veins, going to waste. It's a real big place. My Yahoo. Alo. Salut. Sunt eu un haiduc. Te sun să spun ce simt acum. Și te rog, iubirea mea, primește fericirea. Vrei să pleci, dar nu mă iei,
Numai ei chipul tău și dragostea din tei. Mi-amintesc de ochii tăi. Alo? Alo? Sunt iarăși eu. Picasso, ți-am dat bip. Și sunt voinic, dar să știi, nu știu ce nimic. E clar, nu suntem la un concurs de muzică unde se punctează interpretarea. Am apreciat spontaneitatea, am apreciat dezinvoltura. Cred că s-au distrat și ei și i-a mai destins, sper eu. Vrei să pleci, dar nu mă iei chipul tău și dragostea din tei. Mi-amintesc de ochii tăi. Bravo! O nouă dimineață îi găsește pe flăcăii de la țară în bucătărie la cratiță, pentru că au de făcut clătite. Băieții trebuie să prepare singuri compoziția și să încerce să rupă cât mai puține dintre clătite, pentru că nu sunt pentru ei. Cei 7 flăcăi sunt așteptați în buricul târgului de frumoasa cântăreață Celia, care le va testa puterea de convingere, în scop caritabil. Ați făcut niște clătite, probabil vă întrebați ce să faceți cu ele. Voi trebuie să le vindeți, iar banii pe care îi veți face, este problema voastră cum reușiți să-i convingeți pe oameni. Vreau să văd cum vă descurcați, cum o să-i faceți să cumpere clătitele. Vă e rușine? Nu. Foarte bine. Celia a format echipe de câte doi, iar al 7-lea băiat, cel ales de ea, care oricum nu poate fi notat, a rămas să-i susțină pe ceilalți. Tu n-am cum să te notezi, n-am cum să-ți dau. Îmi pare rău, n-ai voie, dar fă galerie, e frumos că ai vrut să te oferi. Am ales această probă ca să văd cât de mult se implică băieții atunci când vine vorba de a ajuta niște suflete de copii și am găsit momentul potrivit să-i testez și pe ei și să facem și un bine. Vă rugăm frumos, vă repet și noi 10 secunde. Am făcut niște molcuțe pentru cauză nobilă, pentru niște clătite și am dorit acum să vi le vindem. Vindem cu gogoși pentru niște copii amărâți. Banii vor fi donați lor. Vă ferici, dar n-am. Mi-acordați și mie 2 minute? Bine, vă mulțumesc! Urâtelor! Fug fetele de noi, mă! Bună ziua, șefu! Sunt la concursul Miss Beatu de la țară. Băi de viață! Doriți să cumpărați clătite de la noi? Să rămână, tante, aveți un minut? Da. Domnișoanelor! Păi cum să iei tu? Chiar așa mă și gândeam. Doamne, n-ai văzut așa lumerea? Reci, persoane reci. Oamenii din București mi s-au părut minunați. Problema e că nu prea au bani. Ce dracu să fie? Ce sunt fiți, e București! E București, e sweet! E sweet, e cool, e funky! Copiii au nevoie de asta, da? Da. Cu asta să intrați, pentru că altfel îi pierdeți, ei nu vor să asculte povești, n-au nevoie de un minut să stați, că avem un minut, da? Da. De la emisiunea Miss Băiatu de la țară și vrem să donăm pentru o casă de copii. Vă rog frumos, luați în ceva și după aia le donăm. 2 lei clătita, doamnă. Vă rog frumos. Cât doriți dumneavoastră? E suficient? Mulțumim frumos, sigur că da, okay, poftiți. Clătite, mamă, pentru scopuri caritabile. Da? Suntem la 2 lei. Consumiți băiatul de la țară și trebuie să vindem astea, e o probă. 2 lei. Nu am niciun. Niciun leu. Păi ce săracă e România asta. Mai dați un leu și vă mai dăm una. Să fie bine. Haideți pentru doamna. Banii vor merge la niște copilași. Poftiți, vă rugăm frumos. Poftiți, doamna. Mulțumim. În sfârșit, un om cu suflet mare. Mulțumim frumos! Am luat bani! 10 secunde, vă rugăm frumos! Doamne. Bravo! 5 lei clătită, mă, 5 lei. Nu 2 lei, prea mult, prea puțin. 5 lei. Bine, bine. Ne dați 5 lei pe clătită? Vă mulțumim, domnul! Vă, să vă trăiască familia! Oi, câți bani am făcut? Te rog eu. Nu, e cald și nu știu când ai și... Păi acum ați făcut, ești proaspete.
Am fost cu ochii pe ei, nu tot timpul, pentru că a trebuit să trec de la unii la alții, dar am reușit să fac diferențele și am văzut că au făcut treabă bună împreună ca echipă. Bosule, pe acord și mie o clătită, te rog frumos. Suntem de la emisiunea Miss Beatul de la țară și strângem fonduri pentru o casă de copii. 5 lei, bosule. Poți, da, de mult, poți să dai și un milion. Poți să dai cât, cât vrea inima ta. Poți să dai și un card. Dă și cardul și dacă îmi dai și cardul, frăților. Mulțumesc, bosule, ești un boss. Creditele sunt bune. Vă mulțumesc mult, o zi bună. Haide, măi, trebuie să vând și una până la urmă, măi. Nimic. Să rog una, doamnă. Aveți un minut? Nu am. Îți proaspete, îți bune, te rog eu. Nu-i vorba de bani, stau mai așa. Sunt foarte bune. 5 lei. Să-i donezi. Na, sunteți așa frumoase acum, haideți și tinerile și... Nu contează, mama vă îndulcește pe fica, fica îndulcește. Să fie așa frumoasă ca dumneavoastră să nu ne dea... O, 5 lei, 5 lei. 5 lei. Uitați, noi suntem de la emisiunea Miss Beat de la țară, de la Prima TV. Mulțumim, mulțumim. Sunt cele mai tari clătite din lume, doamnă, să știți de la mine. Și sunt foarte bune, acum îți spun proaspete. Serios. Dar, poftiți? Poftă bună? Vă dau banda clătită. Păi nu se poate, o luați. Faceți ce vreți dumneavoastră cu ea. Cât ați făcut ele în soare? Nu, acum am ieșit. Sunt proaspete. Vă mulțumesc mult, o zi bună. Hai, domnul, dă și mie 3 lei și ți-o dau. Mulțumesc, ești un boss, vai, ești un boss, să vă iubiți! Să faceți copii mulți! Mie de la Prima TV. De la țară. Da, noi suntem. Ne acordați și nouă câteva secunde, vă rugăm? English? No. Do you speak English? Yes. We only speak English, or No, speak English. Do you want to buy some crepes? No, thank you. Vă rugăm din inimă, doamne, este cea mai bombă, doamne. Cea mai tot orașul. Dulce, domnișoară. 3 lei, doamne. Hai dați-mi ulei. Hai mai dați-mi ulei pentru ulei. Încă unul. Mulțumim frumos. Bine, vă mulțumim frumos. Să rămână tante, aveți câteva secunde? Mulțumim. Bună ziua, aveți câteva secunde? Edi și Casian pe mine m-au cam dezamăgit pentru că n-am văzut implicare deloc din partea lor. Unul dintre ei știa să și cânte. Dacă aș fi fost în locul lui și aș fi văzut că nu merge treaba cu clătitele, m-aș fi apucat să cânt. Bună ziua, Armus, vă rețetă bine. Mersi, mersi. Poate a fost și asta o greșeală. Dacă cineva m-a refuzat sau mi-a zis nu mersi, i-am pur și simplu l-am lăsat. I-am zis nu, mulțumesc pentru atenție și a plecat. Nu știu, încercați și voi, fiți mai... Hai! La orice preț dumneavoastră, orice preț vreți dumneavoastră, da, cu banii sunt donați. Mulțumesc, să rămână! Nu mi-a ieșit! Am încercat, nu știu, lumea mi s-a părut supărată. Cred că eu am vândut mai multe clătite, pentru că el a venit la mine și mi-a dat bani pe 2 sau 3 clătite. Păi, du-te aici! Du-te unde dați! Du-te, mă, de aici! O clătită cât doresc, mă! Vine aici, mă! Eu alergam după oameni încercând să-i conving, l-am rugat pe Casian să stea lângă coș, dar el n-a fost suficient de perspicace să oprească acei copilași să nu fure clătitele. Dacă doriți să vă servim... Ce e acolo? Clătite! Uită-mi! S-a luat gratis, nu? Acum că s-a furat, tot le-am făcut în scopuri calitabile, tot la copii neajutorați au ajuns. Bună ziua, ne acordați și nouă câteva secunde, vă rugăm frumos? N-au avut nici imaginație prea multă, nici nu s-au implicat prea mult și pentru asta, din păcate, au fost depunctați. Ajutat rateu a fost tot. Sunt un pic dezamăgit că nu m-am descurcat la fel de bine ca ceilalți colegi și n-am strâns ceva mai mulți bani, dar trecem peste și mai sunt probe. Hai, te rog eu, ajută-și tu niște copii, ce n-au ce mânca. Să mănânci și să dai un ban cât poți să oferi niște... Dă-mi bani, nu-i problemă mâncatul, mănânci acasă. Ne gândeam tot timpul la copii, de-aia am stat pe stradă. Fiecare a avut șarmul lui, caracterul lui de a atrage oamenii și de a vinde clătitele. Împreună am format o echipă puternică și am vândut aproape toate clătitele. Puteți să stați și pe loc, că nu mai pot cât a fugit astăzi. Poftiți, poftă bună. Mersi. Să rămână o zi bună, la revedere. Pentru o casă de copii, 2 lei face mult. Hai, pentru noi. Mulțumim frumos. Te donez 2. Vă mulțumesc mult. Și dumneavoastră nu vreți? Da, Miss Băiatul de la țară și avem probă. Trebuie să vinde pentru o casă de copii. La Miss Băiatul de la țară. Da. Cât puteți dumneavoastră să dați acolo? Pentru copiii sărmani. De la fiecare se adună și se face acolo mai mult. Sper să fie bune, nu? Sunt proaspete, sunt foarte bune.
Mulțumesc, domnule. Sunteți un boss, boss adevărat. Să trăiești, bossule. Oh, mersi mult. Ce de bani face? Dădeam omul una de 10 lei, dădeam înapoi 5 lei. Cum să-i mai dau eu de 3 lei, încă 3 lei înapoi, că ziceam că nu mai am, că bine, m-am descurcat. O, să trăiți, să fiți cea mai dulce, doamne. Nu mai, nu mai dăm de el, n-avem, dar n-avem bani, mă rofitați numai de 10 lei. O, vă mulțumesc, sunteți dulceață de femeie. Ești cea mai bombă sexy din orașul ăsta. S-a părut că m-am descurcat destul de bine, adică am comunicat cu oamenii. Sunt pentru o casă de copii. Haide frumoase, ia uite ce frumoase ești, hai drăguțu, dă și mie 3 lei pe clătita asta. Vezi, nebune, și genunchi, luați clătite, vă rog frumos. Poftim, mulțumesc frumos, poftă bună. Nu vrem aia. Mulțumim frumos, oricum. Pe voi v-am văzut, v-ați descurcat bine, voi? Foarte bine. Și voi? Noi, mai puțin. Noi, noastră, vedem că am rămas... De... Eu v-am spus că sunteți cotași. Dacă voi, ce? Nu vă supărați un minut, a trecut omul. Avem o... Omul trecea din nou, nu se am face așa. Am fost la mașină, la semafor. Da, eu îi convingeam, să știi. Am și eu pentru voi, pentru fiecare echipă, pentru copii, care vine echipa 2. Așa. Și trebuie să-mi dați și mie câte o plăcintă, da? Mulțumesc! Poftă bună! Efortul băieților de la țară îi va bucura pe copiii de la centrul de zi Sfânta Maria. Cu banii câștigați pe clătitele făcute de ei, concurenții le-au cumpărat rechizite. După atâtea zile grele, pline de probe solicitante, băieții au parte și de o surpriză, de proporții. O întâlnire cu campion din K1, Ionuț Atodiresei, cunoscut drept Pitbull, prințul Mihai Barbu și alți profesioniști ai acestui sport bărbătesc. Numai că luptătorii profesioniști nu vor să facă doar cunoștință cu flăcăii de la țară, ci au de gând să și provoace puțin. Întâi să-i dăm drumul la o încălzire, și după aia să-i dăm drumul la... La bătaie. La treabă. La bătaie. Scurt antrenament, pitbullul îi aruncă pe băieți în groapa cu lei. Acum feciorii de la țară trebuie să lupte. Și nu cu oricine. Benny, vino încoace. Cine vrea, cine face cu Benny dintre voi? Am putut să intrați toți, nu e nicio problemă. S-au putut să intrați toți. Nu-i mare, are 2 metri și 130 de kilograme. Eu am 1,75 m. Floare la urechi. Hai. Dați-i drumul. Chiar nu mă așteptam să fiu vreodată în ring cu Pitbull sau cu Barbo. A fost ceva, wow, ceva inedit. Adversarul meu mi-a dat un picior în, aici, la ficat, de, și acum îl simt, dar nu nimic, învăț. Hai, bănățele, ce faci? Ce-i frunzea?
în glumă, mai în serios, băieții au mai încasat și câte o scatoalcă, nu de alta. Dar trebuie să simtă și ea atmosfera din ring. Mamă, se vădește una mai cu așa. Cel mai cutupeu a fost Daniel. S-a bătut cu Ionuț Atodirescu. Deci a fost total. Ați văzut acum cu adevărat ce înseamnă sportul, ați văzut și ați și simțit un pic pe pielea voastră ce înseamnă sportul de contact. Vă mulțumesc, succes! Mi-a plăcut mult, ținând cont că nu i-am văzut în viața mea pe luptători. E prima dată când îi văd, i-am văzut doar la televizor. Să ne țineți pumnii! La fel și voi! Și noi vă ținem vouă pumnii să câștigați acolo. A fost ceva frumos. Antrenamentul a fost o surpriză pentru noi. Mi s-a părut foarte greu. Adică am observat și eu cât de mult efort depun băieții care se luptă. Am observat cât de greu este să devii campion, să câștigi meciuri. O singură probă pentru băieții de la țară și ei știu că orice punct poate însemna intrarea direct în finală sau trimiterea la baraj. Așa că sunt deciși să o impresioneze pe cântăreața Xonia. Ea nu este interesată de forța băieților, ci de expresivitatea lor. Le-a dat întâlnire într-o hală industrială unde nu trebuie să ridice fiare, ci să pozeze cu ele, în proba finală de fotogenie. Practic, eu vreau să văd cine se descurcă cel mai bine, cine are cel mai mare atitudine, cine se implică, cine este creativ ca să folosească ce are. Și vreau să văd și cine o să asculte sfaturile de
să cadă. Vreau să văd că chiar muncești, nu numai că pozezi, adică să... N-ai ideea? Uite, spre exemplu, eu te văd, du-te, spre exemplu, cu spatele, așa, știi? Așa. Împingi aici. Ia uite-te la mănușă, la mănușă. Ajută-te de lanțul ăsta. Așa, bravo. Mi s-a părut foarte interesantă. A fost o probă de creativitate, de imaginație. A fost foarte frumoasă, mi-a plăcut. Chestia asta cu piciorul nu arată bine ca un băiat să pui așa piciorul. Uite, tu m-ai arătat că ai brațe și că arăți bine, da? Dar fă-mi ceva, frate, fă că mă enervează-te. Știi, nu știu, fă-mi ceva, ok, arăți bine, dar... Super, îmi place poza asta. Așa, bravo. Lipsă de inspirație. Oh, loc de... Ce lipsă de idei? Uite cât ai de ales de... Așa, să ne dai o privire. Doream de mult să mă murdăresc așa, fără să-mi reproșeze cineva. Dar trebuie să-mi arăți că e grea aia. Așa. Așa, da. Poate aici să fii mai agresiv, știi? Așa. Da, uite așa. Dar nu mai râzâmbi. Să-mi place poziția. Era un pic mai greu să-mi controlez expresia feței, adică mimica. Nu știu, sincer nu mă prea pricep, pentru că n-am mai făcut niciodată poze, să zic așa, profesionale. Toate pozițiile tale sunt cam la fel, vreau să văd o altă poziție. Îl pui în jos, poți să-l știi? Da. Știi? Sau îl ții aici sus, pe umăr. Așa, bine. Mai multă atitudine în privirea ta, nu știu, fața. Eu te-am făcut foarte wild. Așa. Așa, da. Bravo. Mie mi-a plăcut foarte mult de nervosul. Mi s-a părut că el avea foarte multe idei. Nici nu mă așteptam că el are o față foarte inocentă și puțin așa mai timid. Dar se vedea că are chestia asta în el, știi? Așa, îmi place. Îmi place mult poziția asta. Nu am mai pozat niciodată și mi-a plăcut ideea. Chiar a fost o surprindere, pentru că ceva frumos. Este original, îmi place. Cred că m-a răspunat bine. Am văzut asta și pe fața celor care au făcut poze și a Sony. Tu stai bine când zâmbești puțin. Știi? Gata, mersi. Vreau să văd că tu transmiți că e foarte greu, că tu muncești, dar la aceeași timp arăți bine și poți atrage fetele, da? Arată că e grea. Dar ești trist. Edi, nu prea m-a plăcut că nu... Oarecum îmi dădea mie impresia că nu încerca, știi? Nu am avut inspirația necesară pentru a mă... La mulți ani, Sonia să trăiască, la mulți ani.
mulți ani. Vă mulțumesc frumos. Mario, mersi foarte mult. Mie personal nu mi-a plăcut absolut deloc proba de astăzi. Nu neapărat că ne-am murdărit, ci mai mult pentru locația aleasă pentru probă. Da, e o locație foarte frumoasă, ce să zic. Ideea mi-a plăcut. Interesantă și un pic și distractivă. O probă pe placul meu. Ne-am descurcat ca și niște amatori, în fond, da. Garantat am fost pe ultimul loc. Cele 7 vedete și-au încheiat misiunea în cantonamentul Flăcăilor de la țară. Este vremea ca Andreea Raicu să tragă linie și să însumeze punctele fiecărui concurent. Cine a câștigat? Cine a obținut cele mai multe puncte din partea vedetelor și va intra în finală cu un capital de încredere? Dar mai important, cine sunt concurenții plasați pe ultimele două locuri, cele care duc la baraj? În urma probelor, din cei 7 concurenți, cred că mă clasez pe locul al 6. Cred că sunt situat pe locul 6 sau 7. Undeva între primii 4. Sincer, cred că mă aflu pe la mijloc. Cred că aș fi pe locul 3. Nu știu, ceva îmi spune că o să fiu la baraj. Nu voi fi la baraj. Cred că, eu zic că m-am descurcat destul de bine la toate probele. Bună seara! Bună seara! Bună seara. Am ajuns la finalul cantonamentului. Sunt convinsă că au fost niște zile frumoase, dar în același timp grele, pentru că v-ați întâlnit cu tot felul de lucruri noi și diferite de ceea ce ați făcut până acum. Vedetele v-au testat, v-au notat și, după cum bine știți, se va face un clasament în funcție de punctele pe care le-ați primit în această săptămână. Ultimele două persoane ajung la baraj. Am să vă rog să-mi dați plicurile. Am avut emoții în seara asta. La un moment dat chiar arătam Victor că mi tremurau mâinile. E foarte important să fiți în continuare foarte serioși și să tratați totul cu conștiinciozitate, pentru că în sezonul trecut de Miss Fata de la Țară, cea care a fost pe ultimul loc din punctul de vedere al vedetelor, a câștigat chiar și concursul. Așa că cei de acasă sunt cei care pot decide soarta voastră. Cel care a acumulat cel mai mare număr de puncte la probele vedetelor, pe locul întâi, bineînțeles, cu 28 de puncte, este un băiat. Va cam înghețat zâmbet pe buze, nu? Din Sibiu. Felicitări, Victor! Chiar nu mă așteptam să fiu pe primul loc. Și sunt foarte fericit. La două puncte distanță ești tu, Casian. Mulțumesc! Locul 3. 22 de puncte. Mihai. Mai rămas 4 băieți și doar 2 locuri. Pe locul 4, un băiat care merge direct în finală cu 21 de puncte, este din Botoșani. Daniel! Felicitări!
sunt demoralizat, nu mă așteptam. Adică mă așteptam la locul 4, cum am spus și înainte, dar am crezut că poate o să fie ceva mai bine. N-am să vă spun numele celui care s-a salvat, ci numele celui de pe băiatului de pe ultimul loc. 14 puncte și în coada clasamentului este Edward. Ești foarte zâmbăreț. Așa sunt de obicei. Nu, nu pot spune că nu-mi pare rău că nu m-am clasat în primii 5, dar nu e un capăt de țară, nu mai depinde de noi, depinde de telespectatori. Au mai rămas doi băieți. Doi Ionuți. 17 puncte, respectiv 19 puncte. Băiatul care va merge la baraj vine din Maramureș. Și este Ionuț. Ok. Ah, păi nu-i nimic. Un picior în fund, un pas în față. Eu îl vedeam pe întreprire. Nu știu ce s-a întâmplat. Eu nu-s nervos, așa cum te-a păreclit toată lumea aici. Să știi că tu ai intrat direct în finală. Ai trecut de toate emoțiile astea ale barajului. Mulțumesc. Trebuie să-ți mulțumești ție și pentru faptul că ai reușit să-i depășești pe colegii tăi. Start Vot. Eduard din Măxineni și Ionuț din Rozavlea sunt băieții de la țară trimiși la baraj de vedete. Unul dintre ei nu va intra în marea finală din 11 iulie. Decizia este a dumneavoastră. Din acest moment puteți trimite SMS-uri pentru flăcăul pe care îl doriți în finală. Dacă îl susțineți pe maramureșanul Ionuț din Rozavlea, trimiteți SMS la 1444 cu textul Vot Ionuț. Iar dacă îl susțineți pe brăileanul Eduard din Măxineni, trimiteți SMS la 1444 cu textul Vot Eduard.